indicare. Mod funcție. Modalități de a indica o funcție. În general, o funcție poate fi indicată prin precizând corespondența. Precizând corespondența. Prin diagramă. Deci indic corespondența. Elementului 1 îi corespunde 2. Elementului 3 îi corespunde 2. Și elementului 4 îi corespunde 5. 6 un element aici. Aceasta este o funcție. Deci se precizează corespondența. 2. Alte modalitate. Da? Deci 1, 2. O altă modalitate se precizează legea de corespondență. Deci se precizează legea de corespondență. Se indică doar legea. F de x egal cu 7x plus 1 supra 3x minus 2. Rămâne în sarcina noastră să stabilim domeniul și codomeniul. Deci asta e problema noastră. Și atunci, ca să fie corect definită funcția, deci trebuie să se indic ce valoare poate să primească variabila x. Când de data asta spun că este definită pe el, în afară de elementul 2 pe 3, cu valoare el. Deci s-a indicat numai legea de corespondență. Și rămâne sarcina mea să fac protocolul. Sau altă dată, un alt exemplu, f de x, rețeta, este arc sinus din 5x plus 1 supra 3x plus 2. Iată, eu am ca obligație să știu foarte bine despre arc sinus, ce condiții impun arc sinus la funcția arc sinus ca să existe. Argumentul său să fie între minus 1 și plus 1. Deci voi indica, pentru a reuși să găsesc domeniul funcției, 5x plus 1 supra 3x plus 2 să fie mai mare egal ca minus 1 și 5x plus 1 supra 3x plus 2 mai mic egal decât 1. Deci se indică, cum observați, numai legea și rămâne sarcina mea stabilirea domeniului definiției. Și aici, rezolvarea sistemului va însemna, în final, x aparține nu știu cărui interval. Iată un alt exemplu, f de x egal cu logaritm în baza 3x plus 1 din 5x plus 2 supra x minus 3. Imediat reacționez. Deci mi s-a indicat la ce am întrebat în față, numai legea. Și voi îmi spune baza mai mare ca 0, 3x plus 1 mai mare ca 0, baza diferită de 1, 3x plus 1 diferită de 1 și întreaga fracție 5x plus 2 supra x minus 3 strict mai mare ca 0. Urmează să rezolv acest sistem de condiții de care voi afla foarte repede. Deci, alt mod și cel mai des, cea mai des formă de realizare a funcției se indică doar legea de corespondență. Și sarcina noastră, în sarcina noastră, nu este să stabilim domeniul definiției. Orice echivalent de funcție. Asta e problema noastră. Și o altă modalitate, 3, se indică o relație funcțională. Deci indică o relație funcțională de tipul f de 3x plus 2 egal cu 7x minus 1. F de 3x plus 2 egal 7x minus 1. Nu știu care este legea concret din clipa de față. N-am nicio idee. Dar știu că f de 3x plus 2 egal 7x minus 1. Nu mai am ca aici indicat foarte precis. Că dacă prin f de x egal 7x plus 1 supra 3x minus 2, înțeleg așa, dacă x îi dau o valoare, găsesc imaginea. Deci corespondența este
Foarte ușor stabilit aici. Aici este doar o relație funcțională, să spun așa. În clipa asta, am să notez asta cu un T. Deci 3x plus 2 egal cu un T. Da. De aici scot pe x și x egal cu T minus 2 pe 3. Și atunci urmează că el de T egal cu 7 ori T minus 2 supra 3 minus 1. Și egal mai departe cu cât ar veni, egal cu 7 T minus 14 supra 3 minus 1 minus 3 supra 3 și facem în final 7 T minus 17 supra 3. De ce de T? F în variabila T este egal acum cu 7 T minus 17 totul supra 3. Sigur că asta e în variabila T, dar dacă mie mai mult îmi place variabila X, pot să spun F de X. F de X este egal cu 17 X minus 17 supra 3. Sau dacă mai mult îmi place în variabila U, poți să spun el de U, n-are importanță. În general, să prezintă în variabila X. Deci asta este rețeta. Aceasta este legea acum, da? El de X egal cu 7X minus 17 supra 3. Mai rar găsiți așa ceva, dar să știți că sunt și situații de acestea. Sau, pot să spun așa. El de minus 3x plus 4 egal cu 7x minus 2 plus f de 0 minus 5. F de 0. Este din nou o relație, nu știu expresia clară, nu știu rețeta, dar f de 0, f de 0 este un număr. Ce înseamnă f de 0? Este valoarea funcției în punctul respectiv. Este o constantă la un număr. Nu? Iată, dacă faci f de 0, obțin minus 17 pe 3. Tot așa se procedea. Se dă de asta acum T și se lucrează și se obține noua expresie a funcției respectiv. Dar f de minus 3x plus 4, de fapt, este o compunere de funcții. Deci este vorba de compunerea dintre f și o altă funcție g care este minus 3x plus 4. Și iată, am pronunțat compunerea de funcții. Aș vrea să insist un pic și să vă... am clarificat modalități de a indica o funcție. Acum, să spunem mai departe, funcții speciale. Funcții speciale. Mai întâi funcții surjetive. Funcții surjetive. Este o funcție specială asta, ar trebui să satisfac o anumită condiție. Când o funcție se spune că este surjectivă? O funcție F, debită de A cu valori în B, este surjectivă, dacă și numai dacă, toată sosirea este ocupată. Deci, toți y-ii sunt ocupați. Adică, întrebând fiecare y în parte, fiecare să recunoască că pentru el se găsește un x încât el este imaginea celui x. Deci funcția este subjectivă, dar și mai dată. La orice y din codomeniul ne-am oprit, iată cuantificatorul oricare. Deci la orice y ne-am oprit din codomeniul, să rezulte de fapt că descoperim x-ul din domeniul, din A. Deci există x-ul, trebuie să-l găsim. Așa încât y-ul respectiv să
X. Y egal cu E pe X. Y egal cu E pe X. Asta este definiția subiectivității. Deci nu o funcție se zice că este obiectivă. Întrebând toți Y din codomeniu, întrebându-i pe toți, fiecare să spună, da, pentru mine se găsește un X în timp eu sunt socotit din marginea cu Y. Excelent. Dacă iau funcția E de X egal cu 7X plus 1 supra 5X minus 2, această funcție pentru ea am indicat mare zeta. Deci voi spune, el fi definită pe el în afară de elementul 2 pe 5, cu valoare lineară. Iată, așa o dau. Mă întreb, o fie subiectivă? Dacă această funcție este subiectivă. Păi, ca să fii subiectivă, conform definiției, este subiectivă, dacă și numai dacă, la orice Y, ne-am oprit noi din codomeniu, la orice Y din el, oricare ar fi Y cu care aparține Y, îndată, se rezulte că există X-ul, de unde să fie X-ul? El în afară de 2 pe 5. Aparținul El în afară de 2 pe 5. Așa încât, El de X să fie egal cu Y. El de X egal cu Y. Adică, când spune de X egal cu Y, înseamnă că Y ăla este socotit din marginea unui X. Deci, la orice Y ne oprim, să constatăm că există X-ul, încât Y cu acela să fie imaginea unui X. Cum procedăm pentru a arăta că funcția este subiectivă? Păi, vedem ceva la egalitate. Noi să vedem dacă din egalitatea aceea unde se spune X. Că eu pe cine l-am în clipa de față precizată? L-am pe Y. Că noi plecăm cu un Y anume stabilit. Deci, plecăm de la Y cunoscut și caut să-l găsesc pe X. Așa încât plec de la un Y cunoscut și relația va fi el din egal cu Y. Adică cine? 7X plus 1 supra 5X minus 2 egal cu Y. Și de aici caut să găsesc pe X. Văd dacă există X-ul. Echivalentul asta cu 7X plus 1 egal cu 5XY minus 2Y. Și din relația asta doar X-ul mă interesează. Că Y este cunoscut. Echivalentul X pe lângă 7 minus 5Y egal cu minus 2Y minus 1. Adică dacă îl scot pe X, iată X ar trebui să arate de tipul minus 2Y minus 1 supra 7 minus 5Y. Așa cum am aranjat, este o fracție. Există X, dacă și numai dacă Y este diferit. De cine Y este diferit? De 7 pe 5. Deci există X-ul dacă Y este diferit de 7 pe 5. În concluzie, când funcția de mai sus este subiectivă? În ce condiție este subiectivă? Numai dacă Y este diferit de 7 pe 5. Pentru orice Y, mai găsesc X-ul. Pentru Y egal cu 7 pe 5, mai găsesc X-ul? Nu. În Y egal cu 7 pe 5, în relație X-ul nu există. Că dacă aș pune X 7 pe 5, nu? Se întâmplă cu fracția mare în sens, și atunci nu găsesc X-ul. Deci, când funcția este subiectivă? Este definită pe Y în afară de elementul 2 pe 5, cu valori în Y mai puțin 7 pe 5. Aceasta este subiectivă. Dar X-ul de unde trebuia să fie? Se există X-ul de unde, spune, din domeniul? Din el în afară de. Deci X-ul pe care l-am găsit nu are voie să fie 2 pe 5. Este că dacă X-ul ar fi egal cu 2 pe 5, ar fi o dramă. Deci X-ul dacă ar fi egal cu 2 pe 5, ar fi de 2 pe 5. Egal cu minus 2Y minus 1 supra 7 minus 5 Y. Deci dacă Y-ul l-am luat, X-ul l-am luat așa ceva. Echivalentul. Cât vine acolo? 7, 2, 14 minus 10Y egal cu minus 10Y minus 10Y minus 5. Adică 14 egal cu minus 5. Se întâmplă să fie vreo relație care să mă pună într-o situație dificilă? Nu. Deci, într-adevăr, X-ul este
Deci nu poate să fie 2x5. Deci de unde este el asigurat? Din el, în afară de 2x5. Deci funcția este subiectivă. Dacă iau funcția f de x, egal cu x pătrat minus 5x plus 6. El se depinde pe el cu valori net, n-am niciun motiv de supărare. El depinde pe el cu valori net. Ce păreți? Aceasta este subiectivă? Păi ca să fie subiectivă, ar trebui să plec la definiție. Înseamnă f subiectivă, dacă și numai dacă, pentru orice y din codomeniu, oricare ar fi y-ul de unde din el, să rezulte. Există x-ul de unde? Din el. Fiți atenți că asta e problema noastră, că se arată că există x-ul din el. Indiferent la ce y ne oprim, totdeauna să existe x-ul din el, așa încât f de x să fie egal cu y. Chestia asta este echivalent, f de x egal cu y, că este echivalent cu a spune că x pătrat minus 5x plus 6, x pătrat minus 5x plus 6, egal cu y, care e echivalent cu x pătrat minus 5x plus 6 minus y egal cu 0. Și când la ecuație de gradul 2 există x real, există x real, dar jumătate delta mai mare egal cu 0. Cu restul este echivalent, delta mai mare egal cu 0, cu cine? B pătrat minus 4ac, 25, minus 24 plus 4y mai mare egal de 0, adică y mai mare egal decât minus 1 pe 4. Deci y trebuie să fie de unde? Ca să fie funcția subiectivă. Poate de unde? Există x real, dacă și numai dacă y sunt mai mare egal decât minus 1 pe 4. Deci numai pentru y și la minus 1 pe 4 există aici. Dar pentru celălalt nu există. Așa când iau relația y de x egal cu y, pentru ce y se găsesc x și y? Pentru y și la minus 1 pe 4. Dar pentru y care vin la minus infinit până la minus 1 pe 4, pentru y și y nu este x. Deci funcția nu este subiectivă. Când o fac subiectivă? Dacă spun f de 5 pe y cu valori de la minus 1 pe 4, la plus infinit, acum el este subiectiv. Aceasta este subiectivă. Este subiectiv. Iar v-am dat exemplu 1 și exemplu 2. Da, două exemple care am urmărit dacă funcția este sau nu subiectivă. Ce am făcut eu? Fiindcă am descoperit că mai greșit la minus 1 pe 4 sunt mulțumiți, că numai la minus 1 pe 4 încolo sunt socotiți imaginea aici tot. Atunci, pe ceilalți am renunțat la toți greșii ceilalți. De la minus infinit până la minus 1 pe 4 am renunțat la ceea. Și am lăsat pe grești de unde? La minus 1 pe 4 a pus infinit. Acum, dacă ar fi să facă graficul funcția aceea, pe care mine, cred că e destul de ușor să fac. Iată, voi vă amintiți la funcția din gradul 2. Graficul este ce? Ce este graficul funcției din gradul 2? O parabolă. Parabolă. Și nu pierd prea mult timp. Încerc să trasăm cât de repede. Începem cu vârful parabolei. Vârful parabolei este egal cu minus. Ce formă de aia? Minus delta supra 2a și minus delta supra 4a, da? Minus b supra 2a, în cazul meu minus 5 pe 2, bine? X-ul 5 pe 2, 2 și jumătate, 2, 3, 2 și jumătate. Iar y-ul este, cât credeți că este y-ul? Minus delta pe 4a, minus 1 pe 4. Că delta este b pătrat 25 minus 24, nu. Deci minus 1 pe 4. Minus 1 pe 3. Ăsta este vârful. Vârful B de coordonate 5 pe 2 și minus 1 pe 4. Urmă, când x-ul este 2, y-ul este 0. Când x-ul e 3, y-ul e 0. Că sunt chiar rădăcini, 2 și 3.
Când x este 1, y este 1 minus 5 plus 6, 2, bine? 1 minus 5 minus 4 și cu 6, 2. 1, 2. Când x este 4, y este 2. Când x este 0, y este 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și când x este 5, y este tot 6. Cam așa arată parabola. Iată, graficul funcției, această parabolă. Deci graficul funcției este parabola de care, pe care am să desenat acolo. Ce puteți constata? Graficul se compune de toate perechele de puncte puse una în gata. Noi am mers pe sărite, am dat doar niște puncte mai importante. Am luat vârful, am luat locul de taia asta micilor și mi-am luat niște puncte pe doar întregi. Dar vă rog să spuneți voi care sunt între 0 și 1. Uitați, sunt de strici. La fiecare x de acestea găsesc și y corespunzător. Deci trebuia să dau x o valoare între 0 și 1. Am o anumită valoare, găseam y și cea mai departe. Și toate perechile de puncte putem alunga, dar mă spui ca. Asta este ideea. Acum, întrebarea este următoare. Dacă graficul este așa constituit, ce înseamnă că el de x egal cu y? Înseamnă că eu iau un y și pentru un anumit y vreau să constat dacă găsesc x-ul sau nu. Că duc paralel la y-ul respectiv, dacă y-ul taie graficul, acela e chiar x-ul care mă interesează de relația respectivă, de x egal cu y. Deci, adică aș putea gândi și o metodă grafică. Care ar fi metoda grafică? Funcția e subiectivă dacă paralela dusă la asa x prin codomeniu, taie egal cu funcție măcar într-un punct. Când taie măcar într-un punct, înseamnă că am măcar un x. Deci, x-ul locul unde a tăiat, înseamnă că e un punct de două coordonate, un x și un y, și deci pentru y respectiv am găsit măcar un x. Alt y, alt x. În concluzie, dar ei dacă nu paralela, ia să văd, dacă nu paralela pe aici, taie graficul undeva, nu. Deci y și la minus vin cu la minus 1 pe 4, minus 1 pe 4, sunt y și supărați. Sunt acei y pentru care nu găsesc niciun x. Da? Deci y și la minus vin cu la minus 1 pe 4, pentru ei nu găsesc niciun x, încât de acești y nu se pot socoti imaginea cu un x. Așadar, care ar fi metoda grafică? O funcție f definită de a cu valori în b este, spuneți, f definită de a cu valori în b. Este subiectivă, dar nu știu mai dacă. Este subiectivă, dar nu știu mai dacă. Orice paralelă la axa, la ce axă duc paralelă? La axa x-ilor. Pe unde duc paralelă? Prin codomeniu. Orice paralelă la axa x-ilor duse prin punctele codomeniului, taie graficul funcției în cel puțin un punct. În cel puțin un punct. Deci orice paralel la axa, acea axa am spus? La axa x-ilor prin punctele codomeniului, taie graficul funcției în cel puțin un punct. Asta este metoda grafică. Metoda grafică. Taie graficul funcției cel puțin un punct. Despre subiectivitate atât. Când o funcție n-a fi subiectivă, să vedem când n-a fi subiectivă. Când găsesc un y, pe unde se duc paralele, fără să taie graficul. Bunoară. Y și la minus se vin până la minus 1 pe 4 sunt cei triști. Aici. Că pe acolo duc deja paralele, fără să taie graficul. Mergem mai departe să vedem când o
funcție este injectiv. O funcție e funcție injectivă. El depinde de A cu valoare în B. Definiția. Este injectivă dacă și numai dacă. Când o funcție este injectivă? Injectivitatea cere să nu cumva să nu cumva să existe două valori distincte, doi de aici distinți, cu aceeași imagine. Adică, poate vine ce ar cere. X și sunt distinți, ce să fie? Imagine să fie distinctă. La orice doi X distinți, la orice două valori diferite, imagine să fie diferită. Asta ar fi. Deci, oricare ar fi X1 diferit de X2, să rezulte F de X1 diferit de F de X2. Deci, dacă X sunt diferiți, imagine să fie diferită. Asta e definiția. Dar în seara discutam. Care ar fi o altă definiție obținută din asta? Din F de X1 egal pe F de X2 se rezulte ce? X1 egal pe X2. Pentru că P implică Q este același lucru cu nom Q implică nom P. Deci definiția 1, definiția 2, el devine ca cu valoare în B. Este injectivă dacă și mai dacă. Din F de X1 egal cu F de X2, dacă imaginea sunt de care, să însemne că X1 egal cu X2. Aceasta este cea mai des utilizată definiție la injectivitate. Iar metoda grafică, iau dați pe aici, eu duc paralela pe aici, câți de X găsesc o dată, dai o dată de X1 și următul la este corect pentru Y-ul ăsta câți de X? Deci două paralele X condus pe aceeași imagine, au aceeași imagine. Cum ar fi metoda grafică? Metoda grafică spune că paralela să tai în cel mult unul. Hai să zicem chestia asta. Definiția a treia, definiția grafică, e injectivă, grafică, e injectivă dacă paralela la axa X-ilor, paralela la axa X-ilor dusă prin punctele codomenului, taie graficul funcției în cel mult, cel mult un punct, în cel mult un punct. În cel mult un punct. Cel puțin un punct este la surjectivitate, cel mult un punct la injectivitate și ca să fii și una și alta, să tai într-un și numai unul. Asta înseamnă bijectivitate. Deci, notați, e bijectivă, asta înseamnă e surjectivă, și e injectivă. E surjectivă și e injectivă. Asta ce înseamnă paralela la axa X-ilor, taie graficul într-un punct și numai unul. Paralela la axa X-ilor, dusă prin Y și prin codomenie, taie graficul într-un punct și numai unul. Exemple. Hai să vă dau un exemplu. Ce părere aveți de funcția f de x? F de x egal cu x pătrat minus 4x plus 3. Este injectivă? El depinde pe el cu valoare în el. Este injectivă? Ca să fie injectivă, ar trebui să constatăm dacă din F de X1 egal cu F de X2, conform definiția a doua, să vezi ce e obligator, ce să vezi. X1 egal cu X2. Și nu e adevărat. Pentru că noi avem două valori, descoperim două valori distincte pe aceeași imagine. Care sunt două valori distincte pe aceeași imagine? 1 și 3. El de 1 este. Deci lui 1 îi corespunde prin funcția asta 0 și lui 3 tot 0. Iată două valori distincte cu aceeași imagine. Și atunci e suficient să spun că funcția nu este injectivă. Rezultă F nu este injectivă. Dar subiectiv.
să fie asta? Da. Subjectivă, atunci ca orice mare relaxă, sau orice Y care s-a obătit, vine de X egal cu Y, să existe un singur X. Să reducă că este X-ul respectiv. Păi dacă fac X pătrat minus 4X plus 3 egal cu Y, duc pe 3 echivalent pe Y în stânga, și X pătrat minus 4X plus 3 minus Y egal cu 0, constatăm foarte repede că există X real, dacă și numai dacă, delta mai mare ca 0, b pătrat, adică 16, minus 4 ori 3, 12, plus 4 Y, da? Plus 4 Y, mai mare egal decât 0. Deci 16, minus 4 ori 3, 12, plus 4 Y, mai mare egal decât 0. Asta înseamnă că Y mai mare egal decât minus 1. Deci Y mai mare ca minus 1. Deci, pentru ce Y și există aici? Pentru Y și dar minus 1 acolo. Altfel spus, este subjectivă? Nu. Care va fi subiect? Când va funcția subiectivă? Dacă vă spune el, devine pe el cu valori de la minus 1 începând la plus infinit. Asta este rețeta fiind aceeași. El de X egal cu X pătrat minus 4X plus 3. Asta este subjectivă. Dar injectivă, spuneam, nu este injectivă. Însă, eu am să mai fac un pic de... O să fac un efort să trasez și repede graficul și la parabola cealaltă. Care este parabola a doua? X-ul vârfului este 2. Și minus 1. Și minus 1, sigur. 2 și minus 1. Și este tăiată în 1 și 3, 1 și 3. Când X-ul este 0, Y-ul e 3, 1, 2, 3, aproximativ așa. Ca să nu pierd mult timp. Asta este greu. Nu parabola, graficul. Ce părere aveți? Este funcția aceasta injectivă? Nu. Pentru că paralel e într-o zonă, paralelul în câte? În două moduri. Dar dacă eu le spun X-ul la atâta, iar fiți atenți, X-ul să le spun. Vă las libertatea să veniți de la minus infinit până la 2. Da, este. Atunci am mai avut asta. Deci, să spunem, F-ul definit pe minus infinit până la 2, cu valori. F-ul definit pe minus infinit până la 2, cu valori unde? Da? Cu valori minus 1 plus infinit. Și F2 definit acum asta pe 2 plus infinit cu valori minus 1 plus infinit. Aceste două, F1 și F2, sunt restricțiile și subjective și injective. Sunt restricții bijective. Deci sunt restricții bijective pentru cine? Pentru F? Pentru F de X egal cu X pătrat minus 4X plus 3. Pentru funcția aceasta. Sunt restricții bijective pentru aceasta. Pentru că la prima acolo minus infinit până la 2, deci am ramura asta. Și de acolo de la 2 încolo și va avea ramura aceea. Deci restricții bijective. Acestea sunt inversate. Pentru fiecare din aceste funcții, rezultă că există F1 la minus 1, F1 la minus 1, definită pe minus 1 plus infinit, minus 1 plus infinit, cu valori minus infinit 2, și F2 la minus 1, definită pe minus 1 plus infinit, cu valori de la 2 la plus infinit. Acestea sunt funcțiile inverse. Și ca să fie treaba bună, ar trebui să am pentru fiecare dintre ele, să am și legile.
O funcție este bine definită dacă știu ce. Dacă știu domeniul, codomeniul și legea de corespondență. Cum credeți că găsesc legea de corespondență? Pentru fiecare din ele. Deci eu știu domeniul, codomeniul, dar nu știu legea. Păi, iată cum. Din X plus A minus 4, X plus 3 egal cu Y, scot X-ul, că de-a, prin funcția inversă, se schimbă săgețile. Adică, dacă corespondența este lui 1 corespunde 0, acum va fi invers, lui 0 îi corespunde 1. Deci se schimbă X-ul cu Y. Și acum, de relația asta, eu scot pe X. Deci. Și iau că dacă scot pe X, vine minus Y egal cu 0, X1, 2, egal cu minus B, adică 2, plus minus radical din B pătrat 4, minus 12, 16, am luat pe jumătate, dacă iau pe jumătate, deci am zis 2, 4, minus AC, minus 3, plus Y, supra A, supra 1. Și vine X1, 2, egal cu 2, plus minus, radical din 1, plus Y. Iată cele două expresii, X1 și X2. Cele două expresii sunt tocmai ale funcției inverse. Întrebarea este, care este pentru prima și care este pentru a doua? Funcția inversă. 2 minus. 2 minus. Pentru cine să fie 2 minus? Pentru prima. Pentru prima să fie 2 minus, dacă imagine sunt pe zone negative, da? Deci, să spun, F1 la minus 1 de Y este dat. Dar eu am văzut că pot să înlocuiesc Y cu X. De X este dat cu 2 minus radical prin 1 plus Y. Și F2 la minus 1 de X este dat cu 2 minus radical prin 1 plus Y. Iată, 1 plus Y, nu? A, de X, da, foarte bine că nu mai ai reținat X. Am, tocmai am vorbit că înlocuiesc variabila cu X și lăsați-o mic. Deci F este pentru F1 la minus 1 asta rețeta și F2 la minus 1 este pentru cele două funcții. Acestea sunt diversele celor două funcții. Da. Să mai insist la o chestiune și anume compunerea funcțiilor. Compunerea funcțiilor. Compunerea funcțiilor. La ce se referă? Nenumărate rânduri ați auzit să dă funcția, să se studieze funcția, fie funcția. Chiar ați obosit auzind tot timpul așa. Ei bine, ori de câte ori se pune problema asta, înseamnă, de fapt, să vedem ce se întâmplă cu mulțimea valorilor, cu mulțimea imaginilor. Deci a studia o funcție înseamnă, de fapt, a constata ce se întâmplă cu Y care apar ca urmare a corespondenței respective. Uneori se pune problema monotoniei. Dar ce înseamnă, de fapt, monotonia unei funcții? Înseamnă să putem constata ce se întâmplă, să vedem ce se întâmplă mai precis cu Y care apar, dacă ei se așează în ordine crescătoare sau descrescătoare. Asta înseamnă monotonie. Când se așează în ordine crescătoare, înseamnă că funcția e crescătoare, dacă se așează în ordine descrescătoare, funcția e descrescătoare. Alteori, se pune problema dacă funcția, să spunem, este mărginită. Ce înseamnă? Dacă mulțimea Y-celor care apar, se prind între două valori. Se cuprind între două valori. Atunci funcția este mărginită. Deci probleme referitoare, ori de câte ori facem referire la studiul unei funcții, de fapt noi nu facem altceva decât să constatăm ce se întâmplă cu Y. Uneori punem problema dacă funcția are limită. Dacă funcția are limită, înseamnă de fapt să ne interesăm dacă Y care apar au tendința de a se apropia de un anumit număr. Ori de câte ori cu X și te apropii de un X0 stabilit. Așa asta ar fi probleme.
Una dintre probleme este și următoarea. Deci, să ne închipuim că am o funcție el. Definită pe intervalul, hai să iau o chestiune concretă, pe intervalul 2, 5, cu valori, nu știu ce valori, mulțumesc valori, nu știu de data asta, zic el, avem următoarea rețetă. Eu de x egal cu 7x plus 1. E de x egal cu 7x plus 1. De fapt, în clipa în care lui x ne-a spus, clar, a desfăit doar toată la 5. Y-ii care apar în clipa asta, știți voi unde se duce, cu ce zonă? Dacă x-ul este între 2 și 5, dacă x-ul este între 2 și 5 cu posibilitate de egal, uitați că așa am spus domeniul definiției, atunci 7x mulțesc cu 7 și asta este echivalent cu 14 mai mic egal de 7x mai mic egal de cât? 35 plus 1 și vine 15 mai mic egal de 7x plus 1 mai mic egal cu 36. Adică mulțimea y-celor care apar de fapt, y-ii sunt aceștia, 7x plus 1, câte vreme x-ul este între 2 și 5, y-ii sunt între 15 și 36. Deci, ca să fost foarte corect cu mulțimea y-ilor, trebuia să spun că y-ii n-au voie, sau n-au cum să depășească intervalul, să iasă din zona 15-36. Așa, voi spune că f, e definită pe 2-5, să spun cu mai multe rigoare, să spun cu valori în 15-36. Și acum apare natural, mă pot gândi la următorul lucru. La o altă funcție, a cărei variabilă să fie y-ii din zona asta. Deci fiți atenți la ce lucru îmi propun acum. Deci mă gândesc la o altă funcție care să-i treia pe y. Deci y-ii, urma funcție să aibă drept domeniul definiției intervalul 15-36. Hai să spunem la funcție g definită pe 15-36 15-36 cu valori în ea, că nu știu ce valori. Dar să vedem rețeta. Noua funcție g de x să spunem că este egal cu minus 3x plus 5. Minus 3x plus 5. Poate pot să văd care e mulțimea valorilor? Ce știu că noua funcție variabilă la x-ul are libertatea se parcurge de la 15 la 36. Deci o să spun ce? X-ul este cuprins între 15 și 36. Înmulțesc cu cât asta? În egalitate. Cu minus 3. Și acum minus 4 plus 5 mai? Mare egal de cât minus 3x. Mai mare egal de cât minus 100. Avem un 5 și vine minus 103 mai mic egal decât minus 3x plus 5 mai mic egal decât minus 45 minus 40. Da? Minus 40, am? Spiți corect. Deci imaginea este cine corect? Ar fi să spun că G e definit acum pe cine? Pe 15-36 cu valori în minus 103 virgulă minus 40. Vă rog să fiți foarte atenți. Deci, de la 2 la 5 muncește cine ca să realizeze corespondența? De la intervalul 2-5 la intervalul 15 36, muncește ca să realizeze corespondența F.
de la intervalul 15-36 preia cine? Gen. Preia gen. Și ce imagine creează el? Care este mulțimea valorilor? Minus 103. Minus 103. Minus 40. Iată, un element de aici, bunoară 2-ul, are ca imagine pe cine? Pe, cred că pe 15. 2-7, 14 și 1, 15. Deci 2-ul are ca imagine de fel pe 15. Și 15 pe gel are ca imagine, nu știu pe cine. 15 pe minus 103? Nu cred. Pe minus 40 la. Chiar să o gătiți. Minus 3 ori 15, minus 45. Și cu plus 5, fac minus 40. Deci, iată, elementul 2, acesta, este dus în 15. Da. Deci, lui 2, îi punem în corespondență pe 15 prin funcția f. Și lui 15 îi punem în corespondență prin g, minus 40. Și apoi întrebarea. Oare nu există o funcție care se facă cât cele două la mod? Deci cele două. Deci o altă funcție care se facă drumul direct. Nu-i decât funcția compusă a celor două. Deci este cine, credeți? Bă, este F compus cu G. F compus cu G. Este bine F compus cu G sau G compus cu F? Aici nu știu eu cum se fac. G compus cu F. F. Deci, vei spune că F compus cu G ar fi bine. Da. Dacă ar fi așa cum spuneți voi, ar trebui să fac așa. F compus cu G. Aplicat asupra de X, un element X ar fi egal cu F de G de X. Adică prima dată asupra lui X ar trebui să lucreze... Cine ar trebui să lucreze? G-ul. Deci cel mai iubit de X să fie G-ul, dar cine este primul care lucrează asupra lui X? F. Deci nu-i bine F compus cu G. Cine este compus? G-ul compus cu G. Așa m-a făcut de diagram. Deci aici este corect să vă pares G compus cu F. Deci noua funcție nu e alta decât G compus cu F. G compus cu F. G compus cu F. Și iată să vedem rețeta. G compus cu F lucrează de la cine noua funcție? De la intervalul 2 pe 5. 2,5, intervalul de 5 cu valori. Cu valori tocmai în intervalul care era minus 103, minus 40. Aceasta e noua funcție. G compus cu F. Și ca să fie treaba bună, trebuie să văd și rețeta. G compus cu F aplicat asupra lui X este egal cu G de F de X. Egal cu G de F de X, mă rog la rețeta lui G. Și G spune așa. Ce spune G? Era aici G de X. Vă rog să-mi amintiți cât este G de X. Egal cu minus 3X plus 5. G spune minus de 3 ori ce este în paranteză plus 5. Dacă în paranteză au un G, cine este? Acum e de X. Deci vine minus de 3 ori F de X plus 5 și egal cu minus de 3 ori, care F de X să știu, 7X plus 1 plus 5 și egal cu minus 21X minus 3 plus 5 plus 2. Aceasta este legea compusă. Deci, compunerea două funcții este tot o funcție care are această lege. Deci G compus cu F îmi dă așa ceva. Voi putea spune că G compus cu F este funcție de fiind așa cum o vedeți aici. Pe intervalul 2, 5, cu valori în intervalul minus 103, minus 40 și are ca
lege, G compus cu F, aplicat asupra elementului X, este egal cu minus 21 X plus 2. Ca făcut-o de ajutor, cum vă pot convinge? Ia să vă cum credeți că vă pot convinge că am făcut-o de ajutor? Domnule, le luăm un element interval 2,5 și îl urmărim pe diagramă și direct. Iată să vedem așa. Deci, ce element între 2 și 5 se alege? 3. Deci, lui 3 îi punem în corespondență prin funcția F. Ce îi punem prin funcția F lui 3? Uitați, 7 ori 3, 22. 22. Lui 22, prin G, care este imaginea lui G prin 22? G de X era egal. Minus 3X plus 5. Te face? Minus 66 și cu 5, minus 61. Și am vrut să văd direct. Dacă asta mă duce la minus 61. Deci vine că 21 ori 3 minus 63 plus 2 minus 61. Deci am avut o treabă. Deci legea cele două împreună facă de această nouă lege. Deci asta înseamnă compunerea două funcții. Acum, am stat de vorbă un pic mai mult aici. Am făcut-o pentru ca să vedeți în testul care urmează, în acest test 5, multe lucruri de care eu am pomenit aici, aveți voi nevoie. Și acum să iasă la tablă cineva, repede la tablă, să ne apucăm de lucru, să vedem. Da? Deci să vedem ceea ce am discutat. Hai repede la tablă. Hai că avem de lucru. Să spunem așa. Prima chestiune. Deci unul roman și unul arab. Dacă f de x egal cu 2x plus 1. Dacă f de x egal cu 2x plus 1. Așa. Dar urmează f de f de 2. 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 Ce înseamnă f de f de 2? Înseamnă să facem mai întâi F de 2, găsim imaginea și până la F de rezultatul respectiv. F de 2 face 5 și de F de F de 2, F de F de 2, este egal cu F de 5. Parcă ai aplicat F-ul așa să-i relați. Deci egal cu F de 5 și egal cu 11. Dar dacă spun, F de F de F de 2, de 3 ori F. F de F de F de 2. Așa. Este F de 11, care face 23. Și dacă spun de 4 ori, înseamnă că este acestuia. Dar ați înțeles ce înseamnă F de F de F. Așa. Deci este concluderea acolo, nu? Mai întâi am făcut o singură dată asupra elementului și pe urmă am mai luat încă o dată asupra acestor funcții F. Deci 2. Dacă f de x egal cu 2x plus 1, f depinde pe el cu valori în el. Așa. Te-ai răzbunat pe cei din parte. Da? Deci dacă f de x egal cu 2x plus 1, f depinde pe el. F la minus 1 de 7 egal cu 5. F la minus 1 de 7 egal cu... Da. Deci trebuie la minus 1. Că nu știm legea de F la minus 1. Noi știm legea cu ea acum. Numai direct E. Al lui F de X. Cum se găsește legea inversă? Așa plecăm, dar 2X plus 1 egal cu Y. 2X plus 1 egal cu Y. Din relația ce îți facem pe X, de acolo X va fi egal cu
Da, X egal cu Y, e sunt tot pe noi. Deci, F la minus 1 de Y, F la minus 1 de Y este egal cu Y minus 1, tot pe noi. Dar tu ești obișnuit pe ce variabilă mai ies? Deci, F la minus 1 de X, egal cu... Bun, și acum trebuie să faci F la minus 1 de X până autor, de 7. F la minus 1 de 7 egal cu... Da. Și să faci acum F de F la minus 1 de 7. F de F la minus 1 de 7. Ar trebui să fie F de 3. Deci egal mai departe cu F de 3. De ce F de 3? F la minus 1 de 7 pe locul 3. Și F de 3, F de 3 de 7. Extraordinar! Deci F de F la minus 1 de 7 face 7. Hai că asta e interesant. Parcă n-a făcut nimic. Parcă s-a întâmplat următorul lucru. Deci lui 7 i s-a pus în corespondență ce i s-a pus 3 prin F la minus 1 și lui 3 prin F i se pune 7. Practic, elementul 7 este neschimbat în acțiunea funcției directe și a funcției inverse. Hai să vedem o chestie, mă interesează asta. Ia să facem și inverse. Te rog să faci așa. F la minus 1 de F de 5. F la minus 1 de F de 5. Păi, dintre să F de 5. E de sub. Deci F de 5 face 11. Și acum, F la minus 1 de F la minus 1 F de F la minus 1 de 11. Și egal cu? Cât? 5. Dar unde e uitat? Păi la F la minus 1. De ce face 5? Deci 11 minus 1, 10 pe 2, 5. Într-adevăr, funcția directă și cu funcția inversă în compunere face funcția identică. Deci F compus cu F la minus 1, F compus cu F la minus 1, aplicat asupra un element de X, egal cu X, și tot așa devine F la minus 1 compus cu F, aplicat asupra elementului X, egal cu X. Nu se întâmplă nimic. Deci funcția directă și funcția inversă în compunere fac funcția identică. Da? Am descoperit chestia asta foarte interesantă, deci cele două funcții în compunere dau funcția identică. Bun. Acum să vedem un alt exercițiu. Am văzut punctul 2. Să vedem punctul 3. Fie funcția de el depinde pe el cu valorul el. El depinde pe el, așa un pic mai tare. El depinde pe el cu valorul el. Așa. Având rețeta, nu dau primul rețetă, care verifică relația F pătrat de X egal cu 1. Oricare ar fi X, da. Oricare ar fi X, da. Să se află numărul de funcții care verifică această relație funcțională. Câte funcții sunt acestea? Care sunt? Câte sunt? Nu, care sunt. Câte sunt funcțiile care verifică F pătrat de X egal cu 1? Două sunt. F de X egal cu 1 și F de X egal cu minus 1. Deci care sunt cele două funcții? Două funcții, funcții constante. Deci ceva la pătrat. Deci înseamnă F de X egal cu plus minus 1. Poate ar fi o zi. Nu? X este Y cu același Y pătrat egal cu cele două soluții. Deci dacă nu am lor, este 2. Deci două sunt funcții. F pătrat M de X egal cu 1 și am dat M de X egal cu minus 1. Asta acum la 3, 4. Fie funcția M depinde pe R cu valorul R, care verifică relația F pătrat de X minus F de X plus 1 egal 0. Oricare
Israel. Să se adapteze rolul funcțiilor acestea. Să aflăm rolul funcțiilor acestea. Cum facem? Deci, funcția el, ce minte pe el, cum a luat în el. Relația asta e adevărată pentru orice Israel. Pentru orice Israel. Așa înseamnă că e adevărat și pentru 1, și pentru 2, și pentru 0. Deci pentru 0 cum ar arăta? El pătrat de 0, minus el de 0, plus 1, egal cu 0. Și cum ea este mită pe el, adică și se există el de 0 real. Că el de 0 este un număr real. Ce înseamnă că el este mită pe valorul meu? Imaginea lui 0 este un număr real. Deci el plătează de 100, el de 0 aparține lui el. Și acum trebuie să-l găsim cu el de 0, din relația aceea. Păi parcă ar fi o ecuație cu unul de gradul 2. F de 0 este un număr real și să vedem când există acolo. Deci există F de 0 real, dacă și mai dacă delta mai mare. Și vreau să vedeți cât dă delta. Cât dă delta? Și minus 3 e pătrat de 0, ce fel de număr este? E pătrat. E pătrat din număr pozitiv. Minus 3, deci e mai mic de pe 0, ce fel de 0? Mai mic la 0. Înseamnă că dacă delta negativ nu există, e de 0. Deci, de delta de ce există, e de 0. Da? Nu există, e de 0. Trecem la tabla repede. Hai să trecem la doi, unde mai interesant. Determinarea de funcție de F depinde pe R cu valori în R, care verifică relația. F de x minus 1 egal cu 5 minus f de 2 plus x oricare ar fi x de a. Deci să găsim toate funcțiile f care verifică relația. Da, f de x minus 1 este. Cum ai de gând să faci cu asta? Hai să vedem, am mai lucrat în seara asta? X minus 1 egal cu T. X minus 1 egal cu T. N-am făcut așa ceva. X minus 1 egal cu T. Îți facem X de acolo egal cu T plus 1 și apare F de T egal cu 5 minus F de 2. Plus T, sigur că da, nu fi pe X. Plus T plus 1. Ce va mai departe? Hai să uităm acolo. Ce de unde? Plus T plus 1. Dar ce cu T plus 1 în paranteză? Crezi că are voi? Nu. Deci egal cu 6. Deci F de T egal cu 6. 6 minus F de 2. Asta ar fi în variabila T, dar trebuie să suntem obișnuiți între variabila X. Lăsa. F de X egal cu
Asta este funcția f de x. Deci l-am preparat. Găsiți funcția f de x care să stăpânească relația asta, răspunsul. F de x egal cu 6 minus f de 2 plus x. Sau x plus, poți să zici, f de x egal cu x plus. Da, f de x egal cu x plus. 6 minus f de 2. Mai departe, asta a fost punctul amic. Punctul B. Deci, 1 a avut două puncte amic și iată punctul B. Determinați funcțiile F devenită pe F cu valori de F. F devenită pe F cu valori de F. Pentru care este adevărată relația. F de 2x plus 3. F de 2x plus 3. Mai mic egal decât 2x, mai mic egal decât f de 2x, în paranteză, am de 2x, deci plus 3 în a 4. În prima variantă, argumentul funcției cât este? 2x plus 3. Argumentul funcției este 2x plus 3. În cea de-a doua, argumentul funcției este? 2x. Ei, hai să vedem cum procedă. Mă dă 2x cu t. De ce? Pentru că ai notat 2x plus 3 egal cu 2x. Și acum, inegalitatea este f de t plus 3, mai mic egal de t, mai mic decât f de t plus 3. Care e? Hai să luăm pe prima. F de t plus 3, mai mic egal decât t. Cum crezi că o să funcționeze? Hai, încearcă ceva acolo. F de t plus 3 mai mic egal decât t. Notează t plus 3 cu 1. De unde t va fi egal cu 1 minus 3 și inegalitatea de minus. Mai mic egal decât 1 minus 3. Notează sus. E de 1 mai mic egal cu 1 minus 3. Un minus 3, da? Dar mai putea să zici e de 2 mai mic egal decât e minus 3. Dacă ai e de 1, poți să mă vezi acum pe să tot pe 1 cu t. Dar e de t mai mic egal decât e minus 3. Dacă nu-ți place F cu V, poți să spui și F de V. Poți să vezi orice variantă. Bun. Păi da, aveai și mică așa ca acolo. E mică ca așa acolo, care este? T mai mic. A, ia să spui T mai mic egal. Tu și pe 3, să faci și T minus 3. Ia uite ce la ce ai ajuns tu. Ai așa o dată. F de t mai mic egal decât t minus 3. Puneți mâna sub apă. F de t mai mic egal decât t mai mic egal decât t minus 3. Și pe de altă parte, f de t este mai mare ca așa. Ce părere ai? Păi cum? Și mai mare și mai mic? Păi ce faci mă acolo? De cele două acolate se duc cu FDT. FDT n-are șansă pe să fie egal. FDT egal cu T minus 3. Dar cine este T? Relația ta? 2X. Deci F de 2X egal cu 2X minus 3. Dar nu-ți place 2X, nici oricum. Mai bine, lasă așa în T.
Deci este de egal cu T minus 3. Sau dacă îți place mai tare X cu F de X egal cu X minus 3. Deci care este funcția pe care ai căutat-o? F de X egal cu X minus 3. Deci, ia uite de la început, încă o dată să vezi care au fost etape interesante. Așa, din comodită, din o dată 2x egal cu t, pentru că ți-am făcut zi mai mult așa. Apoi, poate mai legată de t plus 3 mai integral de t. Ai înlocuit pe t plus 3, cum știai, cu un u, ți-a scos de acolo și ai ieșit că eu de 1 mai mic decât u minus 3. La ori e de u, ori e de d, ori e de t. Nu? Poți să pui orice variabilă peste tot. Și acolo că e de t mai mic decât t minus 3. De altă parte, de t este mai mare egal decât t minus 3. Și mai mic și mai mare, o singură șansă să fie egal. Șteți etapa de acolo și să vedem un alt exercițiu și anume. Determinați toate funcțiile ieri, definită pe ieri, mai puțin mulțimea formală din elementele minus 1, 0, deci ieri definită pe ieri, mai puțin mulțimea formată din minus 1, 0, mulțimea formată din elementele minus 1, 0, cu valori în ieri. Care e ieri? Minus mulțimea formată din minus 1 și 0, cu valori în ieri. Care funcție satisface la condiția a ori de x, a ori f de x, plus b ori f de 1 minus x supra 1 plus x, așa e egal cu x. Unde trebuie să spun ca și că sunt niște numere reale, iar modul din a diferit de modul din b. Deci facem precizarea ca și că sunt numere reale. A, numele reale, care modul de A. Bine. Să punem problema găsirii lui F de X. Deci să punem problema să găsim pe F de X. Cum procedăm? Thank you.
Păi dar ce cu x se lasă într-un membru? Ce faci acolo? Tot de pe x se formează, vine minus x pe de 1 plus t bă. Egal cu t. Puneți cu minus 1 și vine că x egal cu t minus 1. Dacă ne greșim. Iar de T minus 1 sau 1 minus T? 1 minus T. Deci cât este 1 minus T supra 1 plus T. Și atunci ce devine relația? Devine A, F, T. Da. 1 minus T supra A. P este T. Când mă dat la lucrurile se răspunde. Ce chestiune este? Deci funcția F, funcția F pe care nu știu, verifică relația aceasta. În variabila care este? Variabila X. Dar dacă este X cu T, cu V, cu oricine, poate veni este și asta. Acum, eu doresc să mă duțin într-o altă relație. Pentru că autorul cel se află de F de X. Tot se află de X din relația asta, așa cel. Și atunci am notat variabila 1 minus X supra 1 plus X. Expresia asta am notat-o. Expresia 1 minus X cu T. Și a scos pe X de aici. Că apără cu 1 minus T supra 1 plus T. Încât ea, după înlocuirii, devine A, F, D. În loc de X. Acum în loc de X pui peste tot 1 minus T supra 1 plus T. A, F, D. 1 minus T supra 1 plus T. Plus B, I, F, D, T, asta a fost notat, egal cu 1 minus T sau 1 plus T. Și aude, ai un sistem de două relații, în necunoscute de F de T și F de 1 minus T supra F de 1 plus T. Deci două sistem, ăsta este. Ia să vedem care ar fi A, F, D, T, plus B, I, F, D, sistem. Tu vei umbla după el de T, că după el, pe el de T doresc să afli. Așa încât încerci să reduci pe asta. Ca să reduci pe el de 1 minus T supra 1 plus T, vei mulți aici cu cât? Cu minus B. Și aici de desubt cu 8. Și atunci vei avea. Minus B A e de 1 minus T plus minus B pătrat pe lângă A, pe lângă A,
avrei Moisés acolo, a doua cea și viitor, sau știu, egal cu minus B pe lângă 1, minus B, plus TA pe lângă 1, plus B, totul supra 1, plus B. E de ce va fi egal cu, din difracții, deodată, cu AT, hai să o luăm invers. AT pe lângă 1 plus B, minus B pe lângă 1 minus B, totul supra... Hai, ai vrut să scrii cu așa, dar deodată trebuia să spui altfel minus B pe tatăl, pentru că este ce? De jos, a pătrat minus B pătrat, pe lângă 1 plus B. Asta ar fi în T, dar dacă tu ești obișnuită mai degrabă în X, ar fi că el de X, iată și funcția care e. Acum că e descris un X, îți place foarte tare să lucrezi acolo, da? Ia să vedem dacă îți place. Ce îți place la lucrez? Deci el de X egal cu plus din fracții AX plus AX supra A pătrat minus B pătrat, că nu că A pătrat minus B pătrat de constantă. Da? Și să vedem în sfârșit că f de x va fi egală cu a, f de x va fi egală cu ax pătrat ax pătrat plus x pe lângă x pe lângă a plus b minus b va fi egală supra a pătrat minus b pătrat. Ce părere ai? A fost bine că el vine bine pe el mai puțin minus 1? Dacă e X-ul a fost minus 1, atunci la numitor a fost 1 plus X egal cu 0, dar te-a mai fost. A mai fost importantă condiția că a pătrat diferit din pecontat. Știți că a spus autorul modulii A, diferit din modulii B. Că dacă ar fost negale, s-ar fi întâmplat, a fost mai mult pe pătrat, dar pe 0. Că ar fost lucrăți mai. Aceasta este funcția pe care am plătat. Deci, iată, ca așa trebuie văzut, sper și tabla repede. E funcția F. Mai repede. Hai să zici că ajung eu, că probabil că e un mășit la sper tabla. Deci, e funcția F. Da, e funcția F definită F. Mulțimea elementelor, 0, 1, 2, puncte, puncte, până la 2000. Cu valoare, când mulțimea, minus 1, 0, 1. Deci imaginele sunt numai minus 1, 0 și 1. Demonstrați că f de 0, ori f de 1, ori puncte, puncte, ori f de 2000, nu, demonstrați că dacă e de 0, ori de 1, ori punct de 1, de 2000, diferit de 0, atunci, e de 0, plus e de 1, plus punct de punct, e de 2000, diferit de 0. Da. Cum facem această chestie? De ce știm? E definită pe o mulțime formată din câte elemente? 2001 elemente. Și imaginele pot să fie ce? Ce numere pot să fie imagine? Minus 1, 0 sau 1.
ce înseamnă că f de 0, ori f de 1, ori f de 2, ori puncte, puncte, ori f de 2, vin f de 0. Ce vă spune vă o chestie asta? Că niciunul din ăsta, niciunul, nici f de 0, nici f de 1, parumite 0 este un element trist aici. Pentru el nu se găsește nici un x din domen. I-aș întreba așa, funcția asta este surjectivă? Nu este surjectivă. De ce nu este surjectivă? Pentru că la 0 nu este imaginea niciun element. Deci autorul, dacă ar fost mai elegant, ar fi spus așa, după ce văd pe chestia asta, ar fi trebuit să spună, este funcția de mai sus surjectivă? Răspunsul nu este subjectiv. Nu este subjectiv pentru că din relația aceasta, fiindcă produsul unor numere indiferent de 0, dacă fiecare din ele este diferit de 0. Asta înseamnă, deci de aici ar trebui să fie echivalent. E de 0 diferit de 0. Bine, e de 1 diferit de 0. Punct de punct, și mai departe, e de 2000. Toate, absolut toate, sunt diferite de 0. Deci F nu este, după ce ne-am gândit, F nu este subjectivă. F nu subjectivă. Asta am formulat cu noi, nu? Din unele relații, tocmai ce am pus mai devreme. Dar în moment, cere să aflăm F de 0 cu F de 1 cu F de 2000 și se constateze că suma asta nu poate să fie 0. Nu poate să fie 0. Deci știind că toate elementele sunt diferite de 0, atunci cât poate să fie de 0 dacă? Deci, oricum, lui 0 îi spune ceva în corespondență. Deci el de 0 poate să fie. 0 nu poate să fie. Atunci ce poate să fie de 0? Minus 1 sau 1? El de 1 cât poate să fie? Tot. Deci așa se spune. El de 0 aparține doar mulțimii. Mulțimii formate din minus 1. Apoi, el de... În total, toate elementele, numai aceste mulțimi poți aparține. Poate uite, el de 0, el de 1 sau el de 1, poate să fie fie 1, fie minus 1. Și la ce numai e mai mare, mai poate să fie jumate. Zic, e interesant să spui. Fiind 2001 elemente. Fiind 2001 elemente. Nu poate să fie jumătate egal cu minus 1, jumătate egal cu 1, ca să fie egal cu 0. Așa, ia ce chestie interesantă. Vreau să vezi urmăi ce idee nu e ea. Deci ele sunt cât de total aici? Nu, nu, nu. Nu, nu, dacă ar fi numai 3, dacă ar fi numai 3, hai să zicem numai 3, merg pe o idee ca să, un număr mai mic, nu 2001. Deci, e de 0, e de 1 și e de 0. E de 0, e de 1 și e de 2. Fiind numai 3 elemente, suma lor ar putea să fie 0 în ce situație? Păi dacă ar fi amândouă 1, 1 plus 1 și al minus 1, fac minus 1. Dacă ar fi amândouă plus minus 1 și al 1, e doar pozitiv una e 0. Și clar, dacă sunt 3 sau sunt 5 sau sunt 7, deci chestia asta, fiind un număr cât impar de numere, deci rezultă de aici că f de 0 plus f de 1 plus f de 2 plus puncte puncte plus f de 2000 este diferit de decât de 0. Nu poate fi 0. A fost interesant că cu această poziție mai sus, ca nu la libertate ca niciunul să aibă ca imagine de 0, e clar că așa de poziție merge. Mergem mai departe, să vedem altă chestiune. Și anume, spunem așa. Fie funcția e, depinde de el, cu valoare în el. Avem de următoare rețetă. F de x egal cu acolo. X minus 1 dacă x aparține lui Q.
Deci egal cu x minus 1 dacă x este din Q. Și egal cu 2x plus 1 supra x minus 1. 2x plus 1 supra x minus 1. Dacă x aparține lui el minus Q. El minus Q. Ce înseamnă el minus Q? Irațional. El minus Q înseamnă numere iraționale. Să se arate că f, funcția de mai sus, este bijectivă. Ce se rezolve? Se rezolve f bijectivă. Ce părere ai? Să fie subiectivă și bijectivă. Cum credeți să facem? Noi observăm că aici avem două exprimări. Ia zice f1 de x, hai să spunem, f1 de x egal cu x minus 1, care se dă x1, virgulă, x1 aparține lui Q, x1 aparține lui Q. Păi, în condițiile astea care nu x1, x aparține lui Q, înseamnă că f1 e definită pe Q, deci asta înseamnă că f1 e definită pe Q, cu valori, ia să vedem dacă obțin o fracție minus 1, ce obținem aici? Nu tot fracții? Deci, un număr din Q minus 1 e tot din Q. Deci, valoarea va fi tot din Q. Deci, atât f1 devine pe Q cu valoare în Q. După rețeta asta, ce părere aveți? Este funcția asta f1 bijectivă? Păi, uitați, vă rog să fiți foarte atenți. Este simplu să constatăm acest lucru. Deci, f1 e definită pe Q cu valoare în Q. Când ar fi surjectivă? Dacă din y egal cu x minus 1 găsim și că y cu din Q se rezultă că x e tot din Q. Și este adevărat că y cu din Q, Q plus 1, deci este subjectivă. Injectivitatea este foarte ușor, deci este bijectivă. Deci această funcție, cum spunem că este, f1 este bijectivă. F2 de x, hai să o luăm și pe cealaltă exprimare, f2 de x care are ca expresie pe cine? Da? X aparține lui el minus Q. Deci, în domeniul de ființă, care este la această de-a doua funcție? F2? E definită pe